Când stăm cu vremea? Astăzi, în oficial, cea mai urâtă dimineață a acestei toamne ieri. Nu cea mai urâtă, poate mai puțin frumoasă. Bună dimineața din nou tuturor! Și astăzi valorile termice vor fi mai ridicate decât cele normale în prima decadă a lunii decembrie în majoritatea zonelor. Cerul va avea înnorări, va ploua local în vestul, nordul și centrul țării și izolat în rest, iar în extremitatea de nord și nord-est și la munte vor fi precipitații mixte și izolat polei. Se va semnala ceața pe arii extinse și se va asocia izolat cu burniță. În vest, cerul va fi acoperit și va ploua slab, mai ales în Banat. Termometrele vor indica valori maxime de până la 7 grade în Oradea, 8 în Timișoara și 9 grade în Reșița. Pentru centrul țării și nordul țării, meteorologii anunță cer noros și ploi trecătoare cu precădere în partea de vest a Transilvaniei. Maximele termice vor atinge așadar 5 grade în Satu Mare, 6 grade în Baia Mare și Târgu Mureș, 7 grade în Bistrița și Brașov și poate 8 grade la Sfântul Gheorghe. În est, vremea va fi închisă, dar șansele de ploaie vor crește abia spre seară. Local vor fi condiții de ceață, iar termometrele vor indica la prânz 3 grade în Iași, 4 la Botoșani, 5 grade în Suceava, 6 la Bacău, 7 în Focșani, 10-11 grade în Cernavodă, Constanța și Sulina. Nici în sud nu se va arăta soarele astăzi, ba chiar local va ploua slab. Dimineața și seara vor fi condiții de ceață, iar mercurul din termometre va urca până la 7 grade în Târgu Jiu, Râmnicu, Vâlcea și Alexandria și 8 grade în Pitești, Ploiești, Buzău, Călăraș, Giurgiu și Slobozia. În capitală ne așteaptă o zi mohorâtă și o maximă ce se va situa în jurul valorii de 8 grade. Ziua de mâine nu va aduce schimbări semnificative, astfel că maxima zilei nu va depăși 7 grade. Sâmbătă însă, deși cerul va fi mai mult acoperit, vom avea o maximă de 13 grade. Pentru sfârșitul de săptămână se anunță de asemenea vreme mai caldă decât ar fi normal pentru această dată și bineînțeles vom avea parte de cer mai mult acoperit, ceață și ploi slabe. Cam atât, Răzvan!